50 de ani de la înființarea ASEA Mureșul Târgu Mureș. În sala de oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș a avut loc vineri festivitatea de premieră a celor care, timp de atâtea decenii, și-au pus amprenta pe destinul fotbalistic al întregului județ. Ladislau Bălăni, Cioco Ianoș, Fozăcoș Arpad, Florei Spir, George Ciorceri, Conioro Otilo, Cornel Cacovianu sunt câțiva dintre jucătorii emblematici ai fostei ASEA care au răspuns prezent la semicentenar. Din partea Federației Române de Fotbal au fost prezenți Marcel Pușca și Miodrag Velodelici. Eu n-aș cataloga ASEA-ul ca pe un, neapărat ca un club sportiv, aș cataloga ca pe o stare de spirit. Prezent la festivitate, unul din jucătorii emblematici ai fostei echipe, Ladislau Bălăni, a făcut referire la jucătorii suspendați în urma etapei disputate pe teren propriu împotriva echipei Steaua București. Sunt foarte bucuros pentru prezența federației și pentru prezența ligii. Și ne onorează treaba aceasta foarte, foarte, foarte mult. Zău spun, sincer spun, Belu, ce bucurie că pot să te văd, Marcele, Steaua și restul lucrurilor. În schimb, sunt mă folosesc de ocazie să transmit un mesaj către eforurile voastre. Cred că ASEA-ul actual obține un record a României când prin două suspendări a 22 de etape suspendate. Pentru reprezentanții autorităților locale, vechea ASEA reprezintă amintiri plăcute. Pentru fiecare dintre noi, de fapt, ASEA-ul înseamnă altceva. Cred că mulți dintre noi ne-am dus la echipa de junior și ne-am căutat, de fapt, vocația în fotbal. Echipa întotdeauna trebuie să aibă două lucruri. Un capitan, dar trebuie să aibă și un suflet. Cu această ocazie a fost lansat și albumul ASEA 50, o mică istorie a echipei Fanion. Cea mai bună performanță a echipei de fotbal a fost ocuparea locului al doilea în divizia A. ASEA a participat în trei ediții ale Cupei UEFA. Performanțe mai bune avute în Cupa Balcanică în 1972-73, când a ajuns în finală.